că aici în discuție apare și numele, așa zisului intermediar care făcea transferul, pentru că tot ce avem noi, pleiada asta, mai mult sau mai puțin interesantă, dar care, după părerea mea, nu cred că aduce bine fotbalul românesc în condițiile în care sunt. Am mai vorbit, nu vreau să spun. Deci, în condițiile actuale, relațiile, se pare că a apărut în discuție și băiatul lui Luciano, lui Moggi, pe care îl cunosc foarte bine, Alessandro Moggi. L-am cunoscut și pe Alessandro. Aici trebuie să vă gândiți două aspecte, aspectul pur tehnic și aspectul de relații. De exemplu, unul dintre oamenii de o imagine extraordinară în Italia, care a făcut, și cred că am mai povestit odată mai de mult, a fost Giovanni Agnelli, avocatul, patronul lui Fiat. Și aduceți-vă aminte că într-o perioadă, cel care era directorul tehnic, directorul general al lui Juventus, cu sediu în Piața Crimei, am fost de câteva ori acolo, după Boniperti, celebrul Boniperti, a fost Luciano Moggi, da, care nu era gustat datorită întâmplărilor care îl privesc, Napoli și așa mai. Eu l-am cunoscut în 90. Acum nu știu dacă nu e un exemplu pozitiv Luciano Moggi la ceea ce a făcut. Da, dragă, eu vreau să spun altceva. Deci, un individ de probitatea comportamentală, morală, capacitate extraordinară ca un Giovanni Agnelli, a fost la un moment dat întrebat de o presă agresivă cu anumite argumente. Dom'le, aici e Juventus. Păi mi-l iei cu trecutul care l-are Luciano Moggi și mi-l aduci. A, răspunsul este de calitatea inteligenței lui Giovanni Agnelli, care, dacă vreți mai poți, zice, dom'le, uite ce e. Pe rege nu-l interesează, dom'le, grăjdarul, îl interesează caii să arate bine. Și aici este vorba cât de bine va arăta calul respectiv. Tot Giovanni Agnelli, care are o chestie superbă, eram la Roma, citeam ziarul într-o dimineață în Piața del Senato, era 2002 sau 2003, mi se pare, și văd un interviu cu Giovanni Agnelli, și care i-a întrebat, zice, avocatul, să cunoaște, a avut o viață plină de aventură până la vreo 47 de ani. Bine, spiritul italian e unic. A avut o viață, ai fost prieten cu actrița, cu tare, nu vreau să dau nume, pentru că sunt și nume interesante. Și mai mult, dependent de fel de făină în prăjituri și așa mai departe, și după ce te-ai căsătorit cu contesa, nu s-a mai auzit nimic, n-ai mai făcut absolut nimic. O viață exemplară, poziție exemplară, înseamnă că a fost dragoste, iubire. Și Agnelli spune, ce asta iubire? Iubire, că ați iubit-o și de-aia nu a mai apărut nimic discutabil de comportamentul meu. Asta e sentiment de camerier, de ospătar. A fost respect. A fost o înțelegere, respect, da. O înțelegere. Și vreau să mai spun un singur lucru și cu asta închei. Este interesant că Parma, mă gândeam acum vreo lună de zile, mă uitam la un meci al ei, este într-adevăr o echipă într-o situație foarte grea. Eu l-am cunoscut pe vechiul patron, tot până relațiile astea, până anii 90-2000, vorba de Tanzi. Dacă vă aduceți aminte, Tanzi, care era patronul Parmalat și patronul Parma, a avut niște probleme mari de tot și cu Parmalatul și cu echipa. A fost echipa trecută spre faliment. El a fost arest la domiciliu. Deci problema care se pune la ora actuală, Parma, dacă vă uitați bine, joacă numai cu străini. Eu mai fac aici o legătură. Faptul că de multe ori, din câte știu mentalitatea italienească, și eu știu aproximativ, nu poți să-i gândești că-s poporul lui Machiavelli. Inventează, te surprind. Și în bine și în rău. De exemplu, tot se vorbea de Maradona după ce a murit. Și erau fel de fel de discuții în presa italiană. Și a apărut o cunoștință de-a mea, Gianni Mina, care a scris viața lui Maradona, a lui Mao, a lui Fidel Castro, s-a 2 ani de zile în Cuba, făcea eu el mondialul și așa mai departe. Și a spus, zice, dom'le, nu mai îl judecați cu bune și cu rele, lăsați-l în pace. Este precum Achille, este un erou. Tratați-l ca erou și cu bune și cu rele, este o persoană extraordinară. Deci eu cred că aici a contat pe undeva și faptul că mai există un român acolo și italienii de multe ori spun să crescească un anturaj, o copie, încă un care să ajute reciproc, să facă reciproc, să facă. Acum,
Cât va face asta și cum vedem, va face, da. Ce anticipezi, Pandi, în cazul lui Man la Parma? Pentru că eu nu-l văd în situația lui Mihailă. Eu cred că el i-a dus ca un jucător care să ajute Parma să salveze la retrogradare. Nu cred că au gândit asta în perspectiva lui Mihailă. Dar la Man cred că lucrurile stau altfel. Păi hai să o iau cu începutul. În primul rând, spuneam și mai devreme, mă surprinde această sumă. 11-12 milioane, nu știu exact cât, dar mă surprinde. Mi se pare foarte mare. Și aici vorbim totuși de un jucător necunoscut. Da? Lumea nu-l cunoaște pe Man. N-are de unde să-l cunoască. Man joacă într-un campionat la care nu se uită nimeni, da? Din afară, neinteresant pentru marile forțe, așa pare la prima vedere. Man nu este jucător de națională, Man este un jucător de sub 21, dar dacă ți-amintești de campionatul de sub 21 în care l-ai văzut, a fost cel mai slab jucător al nostru, da. Fiind și cel mai tânăr jucător probabil al nostru în acea perioadă, eu luându-i apărarea spunând că și el dacă venea cu 23 de ani la un campionat european și am dreptate că dacă peste un an se duce la campionatul european sau anul ăsta, el va arăta altfel. Nu, n-a fost cel mai tânăr, că Ianis are aceeași vârstă, Coman are aceeași vârstă. Vorbesc de 19 ani, da, jucători foarte tineri. Mă surprinde că vine o echipă din Italia și e un jucător necunoscut cu această sumă. Un jucător care dă goluri în campionatul din România și care dă niște goluri cu Bașca Topola. În rest, nu dă niciun gol pe care să îl vezi, nu joacă cu nicio echipă importantă ca să poți să-l analizezi. Nu are niciun adversar în față puternic și să-l analizezi, să vezi cum se descurcă. Rapid așa, să ai un Jordi Alba în față, dacă e fundaș stânga, el e pe partea dreaptă, să vedem cum te descurci cu Jordi Alba, cum te descurci cu, nu știu, cu Alaba, dacă joacă fundaș stânga cu Austria. N-ai. Totuși se dă 11 milioane. Trebuie să felicitați oamenii care au făcut acest transfer. Da. Mi se pare din cale afară, nu mă gândeam niciodată, nu credeam niciodată că se ajung la banii ăștia. Nu credeam niciodată pentru că mă uit, de exemplu, Milan și am luat exact jucătorul din partea cealaltă care este într-un fel Man. Hauge. Da. Da? Hauge este un jucător la fel de tânăr, un an chiar mai tânăr decât Man. Man este 98, Hauge este 99. Hauge vine de la Bodo Glimt, la fel de necunoscut și campionatul și echipa și tot ce vrei. Hauge dă 14 goluri în 18 meciuri, aproape ca Denis Man, da? Totul perfect, doar că Milan dă 4 milioane pe Hauge. Și atunci te întrebi cum poate Parma să dea 11 milioane la Milan, hai să spui că dacă nu greșesc au jucat în cupele europene, nu? Da. Cu, da, și l-ai văzut în meci direct. A avut adversari de la Milan, l-ai văzut, nu știu. Cum poate Parma să dea 11 milioane pe un jucător? Este foarte interesant, de aceea trebuie să felicitați cei care au făcut transferul. Și încă ceva, Gigi, că a ținut de preț. Ok, nu. Aici, și acum o să vă întreb altceva. FCSB-ul nu mai câștigă campionatul de, ăsta e al șaselea an, de 5 ani de zile, da? Ultimii doi antrenori care au câștigat campionatul, e poate o întâmplare, da? Că a intrat aici la noi, este Regenkamp, care câștigă campionatul 2013-2014 și 2014-2015, nu? Nu, 2012-2013. 2013-2014. Următorul antrenor care câștigă campionatul, pe lângă campionat câștigă toate trofeele, este Costel Gâlcă, care pleacă. Da. După care se întâmplă ceva. Următorii 4 ani termină FCSB-ul pe locul 2, ultimul an termină pe locul 5. Întrebare, dacă FCSB-ul câștiga campionatul în ultimii 2 ani, dacă lucrurile erau acolo cum trebuie, da? Și FCSB-ul câștiga campionatul, pentru că avea echipă de câștigat campionatul, da? Jucătorul juca în Champions League, în preliminarii de Champions League, juca la echipa națională automat, pentru că ai mult mai multe șanse să joci la echipa națională mare dacă joci în Champions League. Cât ar fi valorat Denis Man? E relativ, să știi. E foarte relativ. Nu înseamnă că valora mai mult. E foarte relativ, dar nu înseamnă că valora mai mult. Da, mai puțin pe ai, ai convingerea? Nu, am convingerea, exact cum zice Cristi, că mai puțin nu. Deci asta este convingerea mea, că mai puțin nu. Nu știu cât,
Nu știu care este suma, dar mai puțin nu sub nicio formă. Să joci în Champions League, păi uite, jucai cu Milan, jucai cu Arsenal, jucai cu... De ce le-a pe Odegaard și nu le-a, de exemplu, pe Denis Mann, Arsenal? Da? Te trezești că le-a pe Odegaard acum. Dar mai puțin niciodată. E un alt aspect foarte interesant. Scurt, domnule, că mai avem și alte meciuri. Vă rog. De 30 de secunde, dacă vrei. Deși eu nu mă duc la de-astea cu emisiuni cu cronometre. Cu asta. Deci, domnule, în 2003, când a început scandalul cu tanții care Parmalatul, fraudă financiară, sigur că prima care a suferit, vreau să dau exemplul ăsta, că e legat și de ce se întâmplă în România. Prima care a suferit a fost Parmalatul, care s-a găsit că n-a plătit datorii la ANAF. Seamănă cu ce se întâmplă pe la o echipă din România. Și în momentul ăla n-a mai existat susținere financiară din partea concernului Parmalat, condus de familia Tanții, pe care ți-am scris, am cunoscut. Da. Problemele au fost grave și statul italian a intervenit și a salvat echipa de la faliment. Cum? Punând un administrator din partea statului, în Bondi mi se pare că se chema, nu știu dacă e rudă sau aceeași persoană cu profesorul de la Perugia, Bondi, pe care l-am cunoscut în 1999 cu Vadim undeva în Piața Gezul la Democrația Creștină, dar a pus un administrator care a avut grijă să țină echipa încă în viață, financiar, statul italian. De ce? Pentru că este o imagine, este o istorie. Și nu avem acel administrator judiciar. Poftim? Și noi avem acel... Cumva, domnul Dinu, să știți că statul, ca să păstrăm comparația asta, prin legea insolvenței... Administrator judiciar, CFR... Da, prin legea insolvenței inventată de stat, cumva, da? Dinamo, da. CFR se salvează, se reorganizează. Dinamo se salvează și se reorganizează. Nu, dădeam exemple de totuși branduri cât de cât importante. Până la urmă e un ajutor din partea statului că ți-a dat posibilitatea să apelezi legea insolvenței. Aici au salvat-o în momentul că au fost și finanțări și mai multe lucruri. Sigur că lucrurile seamănă și fiți convinși că legea insolvenței nu ne aparține nouă. Am luat-o tot afară. Nu, mai sunt convins că unii au apelat la legea insolvenței când practic poate că nu erai aplicat să aplici legea insolvenței. Acolo în Italia, orice ai vrea să-mi spui, cunosc destul de bine. Mă, când vine guardia de finanțe, adică ANAF-ul lor, sunt cu pistolul pe masă. Da, nu scapă nimeni. Parcă n-ar fi Italia tot. Nu scapă nimeni. Dacă dăm exemplu Germanii, da, atunci... Nu. Acolo chiar nu scapă nimeni. Există acolo chiar nu scapă nimeni și da, de guardia de finanțe și de carabinieri să ferește toată lumea în Italia. Da. Cum e la noi de jandarmerie, de demonstrare. Hai că nu încep să-mi pauză facă comercială. Rău, ce să-mi facă rău. Ne întoarcem și analizăm scurt celelalte parte. Da. Domnul Dinu, cum vi se pare chestiunea asta? Pentru că e plecat repede de la un transfer foarte important. Că dacă discutam pe o speță de asta de aici din România, poate că nu era importantă. Dar se pleacă de la transferul lui Mann la Parma pe 11, cât or fi, 12 milioane de euro. Eu, dragă Dănuțe, am mai spus, parcă săptămâna trecută sunt de modă veche. Deci am cu totul altă mentalitate în ceea ce privește transferurile de jucători. Am rămas ancorat în timpul meu, nu le văd cu ochi buni. Sigur, trăim într-o economie de piață. Există cerere, există ofertă. În cazul de față, sigur, este o sumă care dă de gândit, pentru că și în condițiile acestea de pandemie și în condițiile fotbalului românesc, ca să iei o asemenea sumă de bani, e o reușită. Da. Primul lucru care pot să-l spun este că fiind această piață, așa zis, liberă, nu știu, cuvintele astea au rămas pe la Victor Hugo, pe la, eu știu, pe la Confucius, onoare, respect și astea s-au dus. Deci, oferta cea mai bună a fost aceea pe care Gigi Becali a acceptat-o. Și se pare că oferta de la vărul său a fost mai bună decât oferta de la sora sa, Ana Maria Prodan, că așa erau la un moment dat. Dar la noi, sigur că există într-o fabulă o celebră reflecție care spune corb la corb nu scoate ochii. Uite că scot ochii în ziua de azi. Da. Iar în ceea ce privește transferul în sine, pot să spun că, în mod normal, oferta pe care a adus-o Giovanni Becali este mai,
e convenabil, e puțin mai mare, în condiții pe care era normal să le accepte. Operațiunea în sine seamănă într-o aruncare mare măsură și cu operațiunea Mihăilă. Deci cam la fel s-a făcut. Dar eu mi-aduc aminte că acum 15-20 de ani, chiar mai mult, Giovanni Becali avea o relație pe care nu avea nimeni în România cu o serie de impresari din aceștia, da, care erau... Și am asistat la multe discuții care erau simpatice din toate punctele de vedere și interesante. Stăteam și mă gândeam și eu așa, văzând toată această, eu știu, acest iar maroc care s-a născut din nou și cu fel de fel de acuze, care nu cred că fac bine conduitei, onoarei, respectului. Eu rămân la părerea, domnule, oferta cea mai bună și a acceptat-o. Sigur că dacă era impresarul ăla sau impresarul ăla, e cu totul altă discuție. Dar mă gândesc că în perioada aceea, Giovanni Becali cred că a rămas cu niște relații foarte bune cu mulți impresari din Italia. Și stăteam și mă gândeam chiar astăzi, după amiază, mă gândeam așa, zic, domnule, să mai mi-aduc aminte dintre cei care veneau. Și erau niște impresari deosebiți. Și, de exemplu, mi-aduc aminte că în perioada aceea s-ar putea să greșesc un jucător care a fost, erau mulți, erau proveniți din jucători, din jucători mai buni sau jucători mai de mâna a doua din Italia. De exemplu, era prietenul meu, Dumnezeu să-l odihnească, Franco Ianici, care reprezenta mai multe echipe, a fost și director tehnic la Bari, l-a luat pe Răducioiu, apoi a lucrat în numele lui Juventus, mă rog, a murit de 2 ani. E, în perioada aia, cred, exista un anumit reprezentant al Parmei și al lui Chelsea, dacă nu greșesc, care se numea Iacomuzzi, care era un tip foarte simpatic, în foarte bune relații cu Giovanni. Deci, din punctul ăsta de vedere, repet, e o piață liberă, zgomot foarte mult, oferta cea mai bună și probabil care a fost oferta pe care a avut-o Giovanni și pe relațiile care le-a acolo.